Am revenit cu comentatul nefăcutelor din 2021, Bottas și Russell au bucurii unul la altul și vor să fie mai apropiați în Imola. Max, Super Max, bă, ia uite ce bolovan intră în zid în Arabia Saudită, bravo boss, du-te la Formula 5. Hamilton s-a dus la Balamuc în Azerbaijan, dacă se drogează și se îmbată înainte de cursă, ce să faci cu viciile astea? Tot în Azerbaijan lui Super Max i s-a nenorocit pneul ăla de jucărie de la Pirelli. Loca. La Ruș Noris a uitat că nu e live pe Twitch, ole, întoarce-te coaie că vedem că altfel te ia depresia. Incredibil de neimaginat, exclusiv la Vericu Sport, transmisiune de ultimă oră, la Ancestrol face boom, wow. Revenim la Jeddah, amatorii ăștia mai bine se lasă amândoi. Ai de capul meu, în Ungaria au devenit ăștia mai incapabili decât șoferii români, dacă mă urc acum întâi rup asfaltul și câștig eu cursa că s-au plictisit de viață panaramele. În continuare, ia uitați-l pe psihopatul de Hamilton cum pleacă de unul singur înaintea tuturor, de zici că-s reduceri la tigăite fal de Revelion, bă, da ce amintiri că acum dacă vrea să facă asta îl întrece și Bottas cu bicicleta. La Silverstone iar arată amândoi cum se fac cursele de cărucioare la hipermarket. Imagini necenzurate la Monza, avem un avertisment pentru persoanele sub 18 ani că au început ăștia să se călărească unul pe altul cu mințiți-vă băderbedeilor că aveți timp după cursă de altfel de activități. Ia uitați, măi! Uitați cum se conduce, bă, este în spate. Nu e nimeni la volan, așa se conduce. Țeapă, nu v-ați mai luat țeapă, Vericu Sport vă urează sărbători fericite și un an nou fericit.